Pe drumul din când am intrat în Timișoara, mi-au pus pe ochi ochelari orbi. Sunt niște ochelari ca de sudură, dar căpăciți. Nu puteai vedea nimic, nici pe dedesubt, nici prin părțile lui și nu știai nimic ce faci. Și din clipa aceea a început vremea cea grea. Am fost introdus într-o celulă de subsol, parcurgând un coridor unde mi se spunea când să cobor și coboram trepte, când urcam, de nu-mi dădeam seama nimic și cum umbli ca orbul, doar dus de braț, până când mi s-a deschis o celulă în care, în momentul în care mi-au ridicat ochelarii de pe ochi, am văzut de jos în sus o picioarele unui bărbat cu niște pantaloni toți zdrențuiți, cu o figură de om slab, nebărberit, de m-a și speriat oarecum. Celula era o cămăruță mică de 2x3 sau știu eu cât, având în margine, pe fiecare margine de perete, câte un pat de beton, pe care era un sac de paie și o pătură deasupra. Și după ce au închis ușa în urma mea, fără să mi se spună nimic, cel care era în celulă cu mine mi-a adresat niște cuvinte pe care iarăși nu le voi uita niciodată. Să nu începi să plângi ca evreii pe ruinele Ierusalimului pierdut. A fost ca o lovitură puternică de clopot care a răsunat în tot sufletul meu. În clipa aceea, cu adevărat, s-a dezlegat nodul pe care l-aveam în gât. Eram totdeauna gata și pe drum când veneam să izbucnesc în plâns. Să fac ceva ca să mă dezlănțui. Dar când mi-a spus, era ca o batjocoră la adresa mea, că se vedea pe mine cum mi sunt disperat. Și din clipa aceea n-am mai plâns niciodată, până când am ajuns să mi se bată lanțurile la picioare. Asta s-a întâmplat mai târziu, după vreun an, când eram în penitenciarul din Timișoara. Aici este o grotă sinistră care n-are niciun geam, are un prag, că după pragul ăsta am recunoscut-o după o jumătate de secol și la mijloc are o gaură care merge la suprafață. Între această gaură și geamul ăsta, care îl vedeți dumneavoastră aici, se făcea un curent de mătăia. Era în ianuarie 1964 și pe afară, pe aici, era zăpadă, scârția zăpada sub picioarele gardienilor. De ce m-a pedepsit aici 7 zile? Pentru că, fiind mai vechi, băieții m-au pus șef de celulă și ultimele luni, înainte să ne elibereze, mi-a dat și nouă ceva cărți. Dar cărți de ăștia simpliste, cu Sado Oveanu, de ale noastre. Nu cine știe ce operă. Și s-a desprins o copertă de pe carte de umblat cu ea și gardianul m-a pedepsit pe mine ca șef de celulă. Și asta vreau să vă spun. A trebuit să-mi dau zeghea de pe mine jos ca să o pun aici în geam să scap de curent. Mai aveam de stat 2 zile, stătusem 5 zile, deci 5 nopți, 5 zile. Îmi dădea un turtoi pe zi și o singură cană de apă caldă. Și în a 5-a zi simțeam că
simțeam așa că sunt la datorii, dar simțeam că mor, că nu mai pot să mai rezist două zile. Și numai Dumnezeu a trimis la mine, la ușă, că era o ușă aici, la vizetă, pe un colonel, știu că îl chema Constantinescu. A deschis vizeta și probabil că el nu era un om din cei mai răi, m-a întrebat de ce ești mai aici. Îngrozit și el de fric. Și am spus că pot pedepsi că din cauza unei cărți. A închis, nu mi-a spus nimic și peste ceva timp, o jumătate de oră, a trimis gardianul și m-a scos. M-am simțit așa salvat și când m-am dus în celulă, undeva pe aici, în partea asta, colegii mei, eram vreo 7-8 într-o celulă de asta, au plâns de bucurie, că erau speriați că nu mai scap de aici. Au plâns de bucurie. Și pentru că era un timpul mâncării, au sărit să-mi dea câte o lingură din gamela lor. Eu n-am fost la Aiud. Ăștia care au fost la Aiud, părintele Voicescu, părintele Bordașiu, ăștia sunt eroi, domnule. În fața acestora te zic că ce, domnule, câte suferință a fost acolo, în cetatea morții. Eu n-am fost. Să vă precizez, eu au căutat ei să mă integreze într-o formație așa, ca să-mi facă proces. Dar reieșea din ce spuneau ei, că eu la 10 ani am fost mare legionar. N-am mers figura. Dar am fost condamnat administrativ, adică luat de acolo și nu la răcoare aici ca să nu mai tulbur societatea. Pentru că țineam spiciuri ca cele pe care vi-am spus. Să punem mâna pe tăpoare, să-i zgonim pe comuniști cu tancurile lor și cu dar, sunt evident de treaba noastră și ne ține credința noastră ortodoxă, că e bună și sfântă. Și fiind eu profesor și la Alba Iulia, unul din studenți s-a lăsat acolo și m-a găsit și pe mine semnat pe că în acel memorial de la Aiud, așa, toți pereții sunt căptușiți cu numele și cu pozele foștilor deținuți. Și că m-a văzut și pe mine unul, acolo, pereți mari. Iar acum vreo 7-8 ani, când s-a făcut acel memorial, m-a poftit pe mine să sfințesc, dar eu fusesem în Italia și aveam hotărât audiență la prefectul Patriar și n-am putut să mă duc acolo.